Deci pot intra pe rol, adică oamenii ăia să fie dați în judecată. A doua măsură care a venit domnul Nica a spus, vor fi confiscate toate autovehiculele, indiferent că sunt autoturisme sau autocare, care vor fi dovedite că au practicat turism electoral, adică a căror pasager cu asta s-a ocupat în ziua votului, a fost și a votat în mai multe localități. Și a treia măsură cu care a venit, a cerut secții speciale pentru cei din afara listelor permanente, adică nu în fiecare secție de vot să existe o listă pentru cei care sunt din afara localității, ci cei din afara localității se poate merge într-o singură secție de vot într-o localitate și această secție de vot să fie monitorizată mai aparte, adică pe lângă reprezentați ca în orice secție din fiecare partid, cum spune legea, să fie camere de luat vederi care să filmeze pe toată durata votului. Acum mai vin și vă pun dumneavoastră întrebarea și atunci veți găsi dumneavoastră răspunsul. Dacă nu ai de gând să furi, atunci de ce te deranjează toate aceste trei măsuri? Deci dacă ești un partid care nu ți-ai pus în gând să fraudezi alegerile, atunci ești de acord și ca cele 1000 de dosare din cele 3000 să meargă pe rol mai departe. Ești de acord și să se confiște orice mijloc electoral care s-a dovedit că a fost implicat în vot multiplu și ești de acord și să fie filmat în ziua votului toate secțiile speciale, nu? De unde a venit, nu știu, acest protocol s-a încheiat la nivel de țară sau doar în județul Bistrițeană Sud? La nivel de țară, dar nu organizat global, ci la nivel de fiecare județ, toate celelalte partide s-au întrunit și au semnat acest protocol. În ce sens? În sensul că ziua votului este grea pentru cei care sunt în secțiile de vot, sub aspectul că începe dimineața și se termină a doua zi dimineața. Pentru că chiar dacă la ora 9 se închide votul, până când se numără, până se pun pe categorii, până se completează procesele verbale, deci există un ritual după o zi lungă și plicticoasă pentru cei care sunt în secția de vot și atunci, fiind un singur om de la fiecare partid, la un moment dat îți cade vigilența. La un moment dat oboseala își spune cuvântul. Și atunci, în sensul ăsta, s-au adunat și s-a semnat acest protocol să fim vigilenți împreună. Chiar dacă eu de la PSD am o perioadă când atenția mea e mai slăbită sau ești atent tu de la PNL sau tu de la UDMR sau tu de la un alt partid. Mai în glumă, mai în serios, spunea domnul deputat Emir Radu Moldovan că probabil se va ajunge la angajarea unor oameni de pază. Știți cumva dacă veți apela la o firmă specializată de pază ca să angajați ceva oameni în ziua respectivă sau nu va fi nevoie? Nu știu să vă dau detalii în sensul ăsta, dar cu certitudine vor fi foarte multe ONG-uri care se vor autoriza pentru a asista în ziua votului și mi se pare absolut normal să fie. Doamna Pana, aș vrea să ne oprim puțin asupra sondajelor. Cât de important sunt sondajele în această perioadă? Am văzut că vine fiecare partid cu un sondaj, eu știu, făcut de fiecare în parte, la firme specializate sau cum se face, au aceste sondaje importanță mare, fiecare trage spre așa arăta un rezultat cât mai bun. Pentru noi activiștii fiecărui partid sunt importante în sensul că parcă alte lana ai în momentul în care vezi că ești pe un tren ascendent, campania este grea, campania este lungă, fiecare zi înseamnă un efort fizic prelungit. Și atunci parcă un alt elan ai în momentul în care vezi că ești pe un tren descendent. Bănuiesc că nu te simți prea bine, dacă cum e situația pe PDL-ului acum, când candidatul tău este pe un tren descendent. Deci doar ca și activiști, deci pentru activiștii fiecărui partid. În rest, ce să vă spun, în luna de campanie, deci sondajele reflectă o realitate. Știți, noastră marja aia de 3% e ca la carte și pe undeva probabil că fiecare partid în marja aia iese plus minus 3% și probabil că își ia cu plus 3% sau cu minus 3% în momentul în care le anunță. Dar luna de campanie poate modifica mult rezultatul final, mai mult decât orice altă lună pe parcursul anului, indiferent ce boroboați ar face, de exemplu, actualul președinte care a făcut nemiluita. Așa. Acum, în luna de campanie, se poate modifica substanțial. PSD-ul va continua în această perioadă cu sondaje de campanie? Cu diverse? Bănuiesc că vom face, vă spun cinstit, sunt la partea aplicativă, deci nu mă ocup de strategii sau pur și simplu mă duc să mă întâlnesc cu oamenii. În fiecare zi mă duc într-o comună și mă întâlnesc cu oamenii și discut uitându-ne unii în ochii celorlalți, pentru că
Asta este calea de comunicare și de a transmite un adevăr cel mai bun. Știți cum, indiferent ce le-ar spune oamenilor, un om care minte, se dă de gol. Limbajul trupului nu minte niciodată. Și în momentul în care omul se uită în ochii tăi, știe că spui adevărul sau nu. Dacă spuse mai adevărul. Se dau de pe acum pronosticuri cine ajunge în turul 2, deși e puțin cam devreme. Mai devreme vorbeam despre un pronostic gen Sorin Oprescu cu Crina Antonescu, Sorin Oprescu cu Mircea Joana. Pe cine vedeți în turul 2, mai exact? Pe Mircea Joana îl văd clar în turul 2 și îl mai văd și pe Băsescu în turul 2. Este indicat, deci există un segment. Spunea domnul Mircea Joana, într-adevăr, și la Bistrița, mare, că vrea să intre în turul 2 cu domnul Traian Băsescu. Există această variantă să intre? Sunt șansele foarte mari, le vedeți? Da, eu le văd. Adică, chiar dacă dânsul este pe un trend descendent, nu va scădea atât de tare în această lună de zile încât să nu se califice al doilea și să intre în turul 2. Deci așa îl văd. Că ați vorbit de domnul Oprescu, vreau să mă opresc puțin asupra lui, pentru că dumneavoastră chiar mi-ați pus întrebarea și prin alte răspunsuri pe care vi le-am dat, am divagat și n-am răspuns de ce nu independent. Vedeți dumneavoastră, pentru perioada asta de criză acum, de scandal, de teamă pentru rezultatul alegerilor, că va fi fraudat sau nu, ce spuneam? Pentru un prim-ministru era idealul independent. Și de asta s-a ieșit cu varianta Iohannis. Da, chiar dacă nu e chiar independent, că aparține forului german, fiind o formațiune extrem de mică, îl putem considera independent. Ca președinte, ca să ai controlul, că nu trebuie să ai controlul, dar ca să poți convinge, pentru că, ca și președinte, ce vreau să vă spun, nu înțeleg rolul președintelui pasiv total, înțelegeți noastră? Deci președintele în permanență trebuie să urmărească încât să nu o lase prea moale sau să nu se certe prea tare sau de să există un echilibru între puterile statului. Trebuie să ai un partid în spate. Adică pentru manifestarea din Parlament, pentru cât de ușor să tu vii cu un program, da? Chiar dacă la ora actuală toți analiștii economici spun că singurul program real economic este al președintelui Mircea Joana și vreau să precizez acest lucru, vorbiți de analiști național, pe posturile naționale, televiziune au afirmat acest lucru, ca să-ți pui în aplicare acest proiect cu care vii, practic trebuie să se miște guvernul în acest sens, deci trebuie să participi la guvernare cu oamenii din partidul tău și bineînțeles, ca să se pună în aplicare, trebuie să se legifereze. Să apar niște legi ca să facă posibil acest lucru. Aceste legi trebuie să treacă de Parlament. Și atunci alte modalități de a convinge, alte modalități de a-ți pune în aplicație programul ai în momentul în care reprezinți un partid și mai ales când reprezinți un partid mare, chiar dacă tu ulterior ești independent. Adică ulterior îți pierzi dreptul de a mai fi membru unui partid. Dar provii din segmentul respectiv. Provii din socialdemocrație, provii din PSD. Programul tău ca președinte, oferta ta electorală este PSD-istă. Și atunci, automat vei avea sprijinul PSD-ului și în guvern și în Parlament. V-am dat un exemplu, da? În punerea în aplicare acestui program. Deci, uitați-vă și în jur, la țările avansate, unde nu se ceartă, dar nu înseamnă că nu sunt partide și nu înseamnă că merg cu un președinte independent. Fiecare președinte ca să câștige. Uitați-vă la America, unde este cea mai mare democrație și mai veche din lume, da? Și cu toate astea, președintele este emanația unui partid. Să înțeleg că șansele Sorin Oprescu sunt oarecum scăzute, le vedeți? Sau? Eu, da, le văd scăzute și le văd pe bună dreptate, pentru că dacă, prin absurd, Sorin Oprescu ar ieși, ar fi extrem de singur. E important să nu fii singur și ca președinte. Prin absurd, ca să nu mai pun la socoteală că și Sorin Oprescu este... Dânsul este pe un val de simpatie sub aspectul că este independent și lumea s-a cam săturat de partide. De ce s-a săturat? Pentru că nu înțelege aici că nu se ceartă partidele, ci că există un om știu, cred care provoacă scandal între partide. La fiecare om în parte, pentru că asta de asta sunt convinși oamenii, din păcate. Da. Și numărul... Da. Dar altfel Sorin Oprescu nu se poate lăuda cu nimic spectaculos ca personaj, încât să, vai de mine...